Doamnelor și domnilor, am revenit în studio, iar cel de-al treilea candidat este Dumitru Ciubașenco. Bună seara și bine v-am găsit, domnule Ciubașenco. Bună seara. Înainte de a da start cronometrului, vreau să vă reamintesc regulamentul. Așadar, participanții nu au dreptul să instige la violența publică, divulgarea secretelor protejate prin lege, incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensa publică. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, atunci vom fi nevoiți să întrerupem discursul. Domnule Ciubașenco, condițiile noastre vă sunt clare? Da, absolut. Atunci, start cronometru. Da. Stimați concetățeni, eu sunt Dumitru Ciubașenco, candidatul al partidului nostru, al lui Renata Osată, pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Pentru noi, aceste alegeri sunt o operațiune antiteroristă împotriva statului islamic moldovenesc. Regimul lui Plahotniuc. În această luptă, linia frontului este clară. Suntem noi, oameni normali, majoritatea cetățenilor și sunt ei, minoritatea criminală a lui Plahotniuc. Și scopul nostru în această luptă este clar. Noi trebuie să obținem victoria și să eliberăm Moldova de sub jugul lui Plahotniuc. Pentru a obține acest scop, noi propunem un instrument real, legal și eficient și foarte rapid. Decretul numărul 1 a președintelui cu privire la dizolvarea Parlamentului și numirea datei alegerilor parlamentare anticipate. Voi da citire acest decret. Decretul numărul 1 privind dizolvarea Parlamentului. Într-o executare a voinței cetățenilor exprimate în alegerile președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolul 2 aliniatul 1, articolul 38 aliniatul 1, articolul 39 aliniatul 1 din Constituția Republicii Moldova și al articolul 76 aliniatul 3 din Codul Electoral, președintele Republicii Moldova decretează 1. Parlamentul de legislatură a 20-a se dizolvă. 2. Se stabilește data pentru desfășurarea alegerilor în noul Parlament. 3. Prezentul decret intră în vigoare din data semnării. Eu îmi asum angajamentul, sunt obligat să semnez acest decret imediat după depunerea jurământului. După aceasta, în decurs de 90 de zile, ar trebui să petrecem alegeri parlamentare anticipate, în rezultatul cărora actuala guvernare va fi măturată și la putere vor veni alte forțe patriotice și competente care vor trage la răspundere pe cei care se află astăzi la guvernare, care au furat miliardul, și vor începe să scoate Moldova din criză, să facă ceva bun pentru oameni. Și alte partide spun că ei luptă împotriva lui Plahotniuc, împotriva corupției, vor cere dizolvarea Parlamentului, însă ei nu spun cum vor face acest lucru. Noi propunem un mecanism foarte concret și foarte rapid. Decretul numărul 1 cu privire la dizolvarea Parlamentului. Acest parlament din start a fost nelegitim. Dumneavoastră țineți minte cum în noiembrie 2014 ei au scos din cursa electorală în mod cel mai obraznic și ilegal partidul lui Renata Osatăi. Ei au făcut acest lucru pentru că se tem de Osatăi. Și ei anul acesta a doua oară l-au scos din alegerile prezidențiale când au schimbat Constituția. Stimați concetățeni, eu știu că mulți din dumneavoastră deja nu cred în nimeni. Încrederea în Moldova a fost ucisă de cei care s-au gândit numai la buzunarul său. Ei au furat miliardul și ei vor să fure și alegerile, pentru că sunt hoți. Unica noastră soluție, unica noastră armă împotriva acestor falsificări este mobilizarea totală în alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. Simbolul electoral al partidului nostru, al candidatului partidului nostru în aceste alegeri, este un pătrățel cu numele lui Renata Osatăi înscris în acest pătrățel. Votându-l pe candidatul Ciubașenco, candidatul partidului nostru, alegătorii vor confirma programul, punctul cheie din programul său, decretul numărul 1 cu privire la dizolvarea Parlamentului. Acest decret nu este decretul lui Ciubașenco, nu este decretul lui Osatăi, nu este decretul al partidului nostru. Acest decret este a fiecărui cetățean,
a fiecărui alegător care votează pentru candidatul Ciubașenko. Votându-l pe Ciubașenko, fiecare alegător pune semnătura sa pe acest decret. Și când președintele ales în așa mod va obține legitimitatea din partea a sute de mii de alegători, el va semna acest decret și va deschide calea pentru alegeri parlamentare anticipate. Acest decret este al dumneavoastră, nu este al meu și alegerea vă aparține. Domnule Ciubașenko, vă mulțumesc și o seară frumoasă. Vă mulțumesc eu. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că cel care și-a prezentat platforma electorală este Dumitru Ciubașenko.